Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit la Actualitatea. Marea Neagră e blocată de ruși care fie bombardează de aici Ucraina, fie țin pe loc transporturile de cereale. Ca să nu mai vorbim de faptul că au transformat insula Șerpilor într-o adevărată bază de lansare de rachete la doar câțiva kilometri de coastele României. Câte probleme ne pune asta? Cum facem față acestei provocări și care sunt ultimele decizii luate de NATO în planul apărării și descurajării Rusiei? Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, este invitatul nostru în platoul Actualitatea. Stăm de vorbă despre toate acestea în câteva clipe. Statele Unite le vor da până la urmă ucrainenilor rachete cu bătaie lungă, dar nu chiar atât de lungă cum sperau aceștia. Președintele Biden dă asigurări că sistemele HIMARS nu vor lovi teritoriul rusesc, dar Moscova a luat deja foc, decizia va duce la pericolul unei confruntări directe Rusia-NATO. Dincolo de retorica belicoasă, rușii au de gestionat atât pierderile din teren, cât și pe cele economice provocate de costurile invaziei și ale sancțiunilor. Dacă îi apropie asta de momentul negocierilor, vedem în această oră. În partea a doua a emisiunii, cum vede mediul de afaceri foiala din coaliție pe tema unor noi forme de taxare pentru companii, de pildă o taxă de solidaritate despre care PSD vorbește tot mai insistent, dar și planurile de schimbare a cotei unice cu un impozit progresiv. În paralel, cheltuielile statului se lățesc de la o zi la alta, în ciuda promisiunilor că se va strânge cureaua, iar mediului de afaceri se atrage atenția că nu este el chipurile cel care ține în spate bugetarii și pensionarii, ci culmea angajații de la stat. Răspunsul antreprenorilor ceva mai târziu în ediția de astă seară. Îl salut acum pe invitatul acestei ore, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Începem cu ce e mai aproape de noi și mai periculos. Vedem ce se întâmplă în insula Șerpilor, militarizată de ruși în momentul ăsta. Și-au adus acolo baterii de rachete, vor să tragă de acolo probabil înspre Ucraina, vor să controleze oricum tot ce înseamnă nord-vestul Mării Negre. Reacția noastră, în ce situație ne pune asta? Sigur că este o situație care are o implicație directă asupra securității României, având în vedere că suntem la 22 de mile de țărmul nostru. 46 de kilometri. De kilometri, da. Problema este, sigur, acesta este un punct strategic. În acest moment mai puțin este important pentru securitatea noastră sau periculos pentru noi din perspectiva bazelor de rachete, pentru că nu este o bază de rachete adevărată. Sunt, într-adevăr, câteva lansatoare de rachete puse acolo. Este important însă prin faptul că cu siguranță acolo există radare, există și alte instrumente care, prin care, de fapt, se gestionează, se verifică, se cercetează întreaga situație din această parte a Mării Negre. Deci asta este un lucru care, până la urmă, sigur că ne îngrijorează și pe noi. Evident că aici nu este, în acest moment, o problemă în care NATO să fie, să aibă o strategie, să spunem, de urgență, de alarmă. Noi sigur că suntem în vigilență extremă în ceea ce privește Marea Neagră în acest moment. NATO, la Mihail Cogălnicianu, noi avem o înzestrare de tip excepțional în acest moment prin prezența și a unor trupe din interiorul NATO. Se monitorizează acest spațiu și cu siguranță că ne îngrijorează această situație. Dar suntem pregătiți în orice situație. Nu, deocamdată această situație este de gestionat. E adevărat, rușii controlează. Am avut în ultimele zile și situații în care s-au bruiat comunicațiile de satelit din zona Mării Negre, din zona litoralului nostru al Mării Negre. Sigur că acest lucru a fost resimțit, dar nu este o situație de urgență. Ne-a pus asta probleme? De urgență. Nu ne-a pus probleme. Era o situație de ușor de anticipat și o situație pe care s-a rezolvat. Au fost perioade scurte în care s-a văzut acest tip de bruiaj. Însă, sigur că această prezență care la limita noastră a Rusiei în această situație de conflict, pentru că nu suntem într-o situație de pace în care să poți gestiona situația în orice graniță cu vecinul tău, este o situație care ne pune într-o situație de vigilență. Asta este, în schimb, nu avem o situație iminentă, să spunem, de conflict sau de pericol pentru teritoriul României. Însă pentru strategia în generală a războiului din Ucraina,
înseamnă că rușii nu au de gând să plece, nu au gândit să accepte condiția ucrainienilor pentru pace, aceea de a se retrage pe pozițiile din 24 februarie pentru ca să înceapă negocierile. Ideea că militarizează această zonă, cum este insula Șerpilor, înseamnă că există planuri spre Odessa, legate de Odessa, planuri de continuitate, să spunem, pentru Odessa, chiar dacă există analiști militari care spun că nu există în acest moment semne că ar fi un angajament militar serios pentru terestru, de poate exemplu. Nu pentru... acum. Dar poate nu în acum. Momentul ăsta, da. Unii analiști vorbesc despre faza a doua a războiului în care Rusia s-ar putea să desăvârșească oarecum această blocare a litoralului pe care îl are Ucraina în acest moment și să forțeze, de fapt, chiar negocierile de pace, să spunem, pornind de la o situație de superioritate. Pentru că asta este, până la urmă, bătălia atunci când pregătește o situație de negociere, de pace. Fiecare vrea să fie dintr-o poziție, să înceapă dintr-o poziție de superioritate. Apropo de Transnistria, rămânem vigilenți în continuare în legătură cu perspectiva unei destabilizări în Republica Moldova? Domnule ministru? Da, există. Situația Transnistriei este abordată mai nou, am văzut și în articole internaționale din presa internațională foarte importantă. Aici, sigur că este Republica Moldova la, se află într-o stare de vigilență maximă în legătură cu acest lucru. Nu există semnele unei intervenții și nici semnele unei posibile activări a celor 2000 de soldați care există în Transnistria. În general sunt localnici, sunt oameni care au fost recrutați din această zonă și nu există perspective în acest moment clare privind un posibil conflict. Sigur însă, pe toată lumea este îngrijorată de faptul că Rusia totuși nu a renunțat la avansul sau încercarea de a face o ofensivă spre Odessa și atunci această legătură poate fi făcută foarte, foarte simplu. Republica Moldova în acest moment se află sigur și în atenția autorităților internaționale, NATO, Uniunea Europeană. Am văzut că au vizite, au primit ajutoare din partea Uniunii Europene. Se discută foarte mult pentru sprijinul ei. Evident că e o problemă prin statutul lor, pentru că sunt o țară declarată neutră. Și atunci este mai greu să primească ajutor militar, să fie, să se activeze, să spunem, militar din această postură. Săptămâna viitoare o să l-am în vizită în România pe ministrul apărării, colegul meu din Republica Moldova și cu siguranță că vom discuta mult mai multe despre acest lucru. Ne întoarcem un pic la Marea Neagră. E o mare blocată în momentul ăsta. Ținem cont și de faptul că există zeci, sute de mine acolo, dintre care unele au luat o razna, am văzut, sunt desprinse și circulă. Pe urmă avem blocada impusă de ruși transporturilor de cereale, iarăși pare și aici un instrument de negociere deocamdată. Avem tot ce înseamnă chiar și riscul pentru noi, pentru apropierea coastelor României, apropo de potențialele explorări și exploatări offshore și așa mai departe. Sigur, am spus asta de vreo săptămână și am avut niște contracolegiale de la niște colegi de-a dumneavoastră de la B1 care au spus că spun niște tâmpenii. Nu chiar așa au zis, dar au zis că nu este adevărat. Este adevărat din perspectiva asta și vă dau mai multe exemple de acest fel. În primul rând, circulația internațională de mărfuri. Porturile sunt blocate, sunt sute de vase blocate în porturile ucrainiene. La un moment dat, acum câteva zile, rușii au acceptat un culoar pe care doar să se poată ieși din aceste porturi, să plece câteva nave străine cu pavilion străin, dar nu a plecat nimeni. Pentru că nimeni nu a avut siguranța că acel culoar de câteva mile este unul sigur. Deci a rămas din această perspectivă blocată. Exporturile Ucrainei sunt blocate. Ar trebui ca în viitoarele 3 luni, asta spun documentele internaționale la care și organizațiile internaționale la care a apelat Ucraina, să reușească Uniunea Europeană să sprijine Ucraina pentru a exporta 20 de milioane de tone pe lună, pentru ca să existe cumva un optim, să poată să scoată din depozite cereale care le-au pentru export și pentru producția nouă, pentru că vine deja din această vară, vine producția nouă, urmează producția din toamnă, care este de asemenea foarte importantă. Este partea minată. Aici porturile sunt minate, s-au și desprins
periodic, se desprind mine din această zonă. Ucraina cere ca să existe o forță internațională pentru deminare și să accepte rușii acest lucru. Și că rușii pun condiții pentru chestiunea asta. Este minat și teritoriul terestru pentru Ucraina. Am văzut o statistică pusă la dispoziție de ucrainieni într-o dezbatere a noastră de la NATO, în care spuneau că este nevoie de 300 de mii de kilometri pătrați de mine terestre care au fost amplasate pe teritoriul Ucrainei. Deci din această perspectivă avem un blocaj. Avem un blocaj și din perspectiva faptului că forțele ruse nu lasă o circulație comercială, să spunem, normală în această zonă, pentru că au niște zone de exclusivitate. Dacă ne uităm la o hartă, vedem că, de fapt, toată marea este blocată din perspectiva asta. Sigur că se discută la nivel internațional, se discută și următorul lucru. Acest statut al Mării Negre, prin care navele străine nu pot să intre, care nu sunt ale statelor riverane, în sensul acesta de nave străine, nu pot sta mai mult de 2 săptămâni în zona Mării Negre, este de asemenea convenția la Montreux, spunea chestiunea asta. Ori spun foarte mulți că ar trebui, de fapt, să hai să gândim, să vedem dacă nu pot să aibă un regim de circulație internațională această mare neagră, ca și alte mări, chiar dacă este o mare, să zicem, închisă. Deci sunt multe elemente care dau acest lucru, că Marea Neagră este în acest moment, într-o anumită măsură, sigur că este o mare închisă circulației internaționale. Mai este problema în acest moment, dacă ne uităm, ați văzut și reportajele noastre, de la televiziunile noastre, în jur de 100 de nave sunt în rada portului Sulina. Noi nu avem în acest moment capacitatea de a încărca și capacitatea porturilor noastre nu este dimensionată pentru a încărca în acest ritm care ar trebui, pentru că nu s-a întâmplat niciodată. Nu am fost pregătiți nici noi. S-au făcut mari eforturi, s-au scos din portul Constanța sute de, dacă nu mă înșel, 700 de vagoane care au confiscate de ANAF, ilotempore de vreo... Mai avem de scos timp, 700, s-au scos vreo 400. Deci este foarte mult. Deci din acest punct de vedere, în Marea Neagră avem un adevărat blocaj și să nu vorbim că în viitor, sigur, o să discut mâine și cu ministrul apărării din Turcia, care va fi în vizită la noi mâine și vineri. O să discut inclusiv acest lucru al deminării, pentru că deocamdată, sigur că în mare am invitat și ministrul italian, care a trimis la un moment dat o navă. Noi acum, în momentul ăsta, patrulăm cu elicoptere și cu nave în larg. Navele comerciale, de asemenea, sunt vigilente și sunt un fel de observatori pentru zona aceasta, însă va trebui o convenție internațională pentru chestiunea asta, pentru că este nevoie să fie deminată și Marea Neagră. Pentru că în momentul ăsta, sigur că nu s-au desprins toate minele de la porturile ucrainiene, însă la un moment dat totuși trebuie deminate sunt cu siguranță mii de mine acolo. Apropo de întâlnirea dumneavoastră cu ministrul turc al apărării, îl întrebați și ce își dorește Turcia până la urmă, ce e de negociat pentru a nu bloca admiterea Finlandei și Suediei în NATO? Sigur că sunt problemele lor. Eu cred că... Problemele lor, dar care privesc întreaga alianță, domnule. Privesc până la urmă întreaga alianță. Sigur că există niște diferențe care sunt directe între Finlanda, Suedia și Turcia. De exemplu, modul cum tratează dizidenții din Turcia. Asta este prima lor temă. Am discutat asta de mai multe ori. Au azil politic și este vorba de asemenea de curzi, organizațiile curde care sunt în țările nordice, în general, sunt ocrotite. Turcii spun că sunt antistatale la ei și că sunt organizații teroriste. Au și ei au argumentele lor în sensul ăsta. Pe plan internațional este privită altfel această bătălie a curzilor pentru drepturi și... Deci aici, cred că în mod bilateral, am văzut că în fiecare zi aproape, mă uit pe informațiile noastre, în fiecare zi aproape, ministrul de externe, ministrul apărării, a fost o delegație în Turcia, acum, dacă am înțeles bine, chiar a ministrului de externe din Suedia, mi se pare că și în Finlanda, au mers în Turcia și au discutat cu autoritățile turce. Eu cred că se va rezolva acest lucru prin negociere, evident. NATO trebuie să facă niște concesii Turciei, nu? Pentru că vorbim de cea de-a doua armată ca mărime din alianță.
Și vorbim de, oricum vorbim de un partener fără de care nu se poate, indiferent cine ar fi el, dar cu atât mai mult cu cât e Turcia. Turcia este foarte importantă pentru NATO, sigur, și pentru poziția strategică pe care o are în acest moment. Deci ne îndreptăm spre niște concesii. Deci este clar că se va găsi se vor găsi niște puncte de echilibru până la urmă în aceste negocieri. Este clar că marea majoritate a țărilor, în afară de Turcia, nu am văzut alte discuții. Am discutat și eu la ultimele întâlniri pe care le-am avut în ultimele luni NATO cu finlandezii sau cu suedezii. Ei au, din punctul nostru de vedere, liber acces. Constituie un plus pentru Alianța Nord-Atlantică, prezența lor. Până la urmă se desăvârșește oarecum un flanc nordic acolo pentru Alianța Nord-Atlantică și sunt foarte importanți pentru noi. Sunt sigur însă că turcii sunt foarte buni negociatori și vor reuși până la urmă să ajungă la un echilibru și până la urmă Alianța va sprijini probabil sigur și această negociere dintre Turcia și țările. Pare o bună ocazie pentru toată lumea care dorește ceva anume, cum e Turcia de pildă, iată, în situația NATO, cum e Ungaria în situația petrolului, cum e Croația, care a avut de pretins ceva pentru croații din Bosnia-Herțegovina și așa mai departe. Toată lumea negociază. Fiecare avem câte un proiect al nostru. Asta vreau să vă întreb. România are un proiect de negociat în momentul ăsta? Da, da. Avem un context. Avem câteva lucruri pe care le spunem. Cel puțin eu sunt de 6 luni acum la minister și din prima zi, că am nimerit chiar în prima zi când am fost numit, am nimerit la B9. Aveam summitul B9 București, 9 aici la noi. Și încă de atunci noi avem o agendă foarte clară, inclusiv agenda pentru conceptul strategic NATO și pentru busola europeană, pentru busola strategică. Și sunt câteva puncte foarte simple. Ne interesează, în primul rând, ca în acest... a fost la un moment dat o competiție între Uniunea Europeană, care vrea să facă prin busola strategică o forță, să zicem, separată, să avem în conceptul strategic NATO, să avem împreună considerentul următor. NATO este pilonul principal al apărării nord-atlantice. Și sigur că Uniunea Europeană poate, pe lângă asta, să construiască sisteme de apărare comune. Asta este un lucru important. S-a realizat asta. Suntem siguri că în busola strategică s-a realizat și este un lucru foarte bun. În al doilea, un lucru pe care la început, în decembrie, când insistam, ne mai spuneau colegial colegii noștri de la Uniunea Europeană, miniștrii apărării sau miniștrii de externe, mai spuneau, băi, voi românii insistați prea mult pe tema asta. Sigur că poate că nu este un lucru. Ideea că Rusia este un agresor și că este un pericol pentru această zonă și că NATO trebuie să ia în considerare, în conceptul strategic, această modificare strategică de la trecutul concept strategic din 2010, s-au schimbat foarte multe lucruri. Unu, Rusia a devenit agresor în această zonă. Lucrul acesta a venit de la sine aproape, când 24 februarie sunt foarte multe țări și foarte mulți miniștri ai apărării din Europa au recunoscut că nu au crezut niciodată că va fi vorba de o agresiune armată asupra Ucrainei. Sigur, au fost operațiuni speciale, cum a fost cea de la Donetsk, Lugansk, în zona aceea, Crimea, dar nu s-a așteptat nimeni la acest lucru. Deci asta este un lucru care sperăm că se va realiza în următorul concept strategic al NATO în iunie, la final, când avem summitul NATO ultim. Avem o altă chestiune care, de asemenea, este în mare măsură realizată și la început eram noi, polonezii și câteva țări din această zonă, aceea prezență înaintată a NATO pe flancul estic. Noi vrem o prezență permanentă pe flancul estic. Adică nu este vorba doar de o chestiune că acum avem inflamat un conflict în această zonă și după aceea țările din flancul estic rămân în situația respectivă. Ideea asta este realizată în mare măsură. Nu s-a stabilit încă dacă battle grupurile realizate, cele 4 înainte, acum următoarele 4, deci cele 8, au un caracter de permanență 100%, pentru că se discută și asupra conceptului. Uh-huh. Adică, de exemplu, sunt unii care spun, bun, zicem permanente, dar asta înseamnă că războiul este permanent? Putem să spunem, prin rotație, dar aceste... Amenințarea e mai degrabă permanentă, nu chiar dacă războiul ăsta nu va fi permanent. Pentru noi amenințarea este permanentă, exact cum ați spus asta. Deci grupul ăsta de luptă NATO din România, de pildă, constituit în jurul Franței, care abia ce s-a format acum la sfârșitul lunii, acum câteva zile,
e aici să rămână, iată, e unul din aceste... Are perspectiva de permanență? Are perspectiva de permanență? Nu știm încă exact cum va. S-ar putea să fie prin rotație, să spunem. Avem Franța în acest moment, este națiune cadru, invită câteva națiuni, Portugalia, Olanda, probabil Belgia, care vor fi... S-ar putea să fie și alte națiuni care vor participa la acest. S-ar putea ca aceste lucruri să se mai schimbe, în sensul că să vină și alte țări, să contribuie în mod echitabil cumva. Dar noi vrem acest lucru și acest lucru este important pentru noi. Sigur că mai avem și alte lucruri pe care le avem, de exemplu, trecerea de la nivelul acesta de battle group la nivelul de brigadă. Și asta este o dezbatere în interiorul NATO. S-ar putea să nu se poate realiza acum, sunt cheltuieli mari, dar credem și am văzut că, de fapt, ceea ce România și-a propus în această perioadă și a negociat zi de zi, atât Ministerul Apărării, cât și Ministerul de Externe, eu și cu Bogdan Aurescu ne-am luptat pentru asta. Președintele României a fost mereu pe această linie. Din 2014, președintele României a cerut acest lucru, o prezență înaintată pe flancul estic, din 2014. Și nu erau foarte mulți atunci care cereau acest lucru. Deci aceste lucruri, în principiu, s-au îndeplinit. Acum discutăm până la urmă despre un dispozitiv de apărare colectivă. Pentru că s-a trecut de la securitatea colectivă, ca elemente de finețe, să spunem așa. Securitatea colectivă înseamnă și faptul că negociezi pentru securitatea țărilor din Est, că faci presiuni diplomatice pentru asta, dar apărarea colectivă înseamnă să fim toți pentru unul pentru toți, așa cum spune NATO acum. Și acesta este marele câștig, să spunem, în această situație. Sigur că nu este o situație foarte bună pentru noi, că avem un război în zonă, dar s-a reușit acest lucru, apărare colectivă. Și restul mecanismelor de apărare colectivă se vor negocia politic și militar. Pentru că noi avem, pe de o parte, vin militarii care au proiectul lor, care este un proiect tehnic, să spunem așa, și până la totul se negociază politic, pentru că este vorba de costuri, este vorba de interesele țărilor. Deci acestea sunt principalele noastre ținte și sunt ținte foarte importante. Să luăm în calcul, de exemplu, și cea mai importantă a fost aceasta de a considera Marea Neagră ca și Marea Baltică. Pericolul de la Marea Neagră nu este mai mic decât pericolul de la Marea Baltică. Pe lângă faptul că la Marea Baltică s-au construit primele battle group-uri, Polonia are 10.000 de soldați străini în teritoriu. Țările baltice au de asemenea battle group-uri din partea asta. La Marea Neagră acum constituim acest dispozitiv. Și aici, sigur că împreună cu Turcia și cu Bulgaria căutăm să găsim mijloacele cele mai bune legate și de prezența NATO și eventual și de prezența unor trupe pe relație bilaterală. Pentru că noi, de exemplu, cu Statele Unite avem o relație bilaterală foarte puternică, dincolo de relația care avem în cadrul NATO cu toate țările. Apropo de apărarea noastră, domnule ministru, din lotul de avioane F-16 pe care noi le avem, nu mai știu câte sunt, 17, din cele 17 avioane în momentul ăsta, câte pot zbura și câte sunt gata de luptă? Aproape toate, sigur că într-un moment sau altul 15 sau chiar 17, în funcție și de momentul în care se află pentru regenerarea resursei sau pentru mici reparații. Dar în general aceste avioane pot să zboare. Avem 22 de avioane. Ziceți în general, asta înseamnă că nu toate pot să zboare, că la unele mai e de făcut ceva sau... Dar nu au nevoie să zboare toate. De luptă, nu au nevoie să zboare. Toate sunt gata de luptă. Nu au nevoie să zboare toate în același timp. În sensul ăsta am zis. Că sunt perioade în care, să spunem, zboară 15, le avem în serviciu, pentru că sunt în zona de recuperare a resursei o parte dintre ele. Avem 22 de avioane în acest moment în forțele multinaționale care se află la noi, la Câmpia Turzii sau la bazele de la MK. Este forța americană, sunt englezii, italienii, se schimbă, sunt prin rotație. 22 de Eurofighter Typhoon, avioane foarte moderne, cu care putem să completăm lipsa migurilor, să spunem, lipsa pe care am avut-o la un moment dat când am suspendat zborurile cu... Piloții noștri sunt pregătiți pentru aceste F-16? Piloții noștri sunt pregătiți pentru cele care în acest moment le avem. Trebuie să pregătim în continuare piloți. Evident că aici avem, ultima dată a fost și premierul Portugaliei, am discutat pentru a pregăti în continuare, pentru că ei ne-au pregătit piloți și până acum. Am discutat și cu forțele americane pentru ca să pregătim în mod accelerat pentru cele două escadrile care vor veni, să pregătim pentru că vrem să accelerăm această venire a celor două escadrile.
Deci suntem într-un proces de pregătire a piloților. Avem foarte mulți piloți, avem piloți buni. Nu este un proces foarte complicat de a trece un pilot cu experiență pe un alt tip de avion, dar totuși necesită studii foarte complicate, necesită sigur o pregătire în general în țara care folosește aceste lucruri. La decizia de a ține migurile la sol, de ce am revenit? Păi am încercat să vedem... migurile astea? Vă spun foarte sincer, am făcut o analiză tehnică. Eu am considerat, am fost și la înmormântarea celor 7 oameni pe care i-am pierdut atunci și am fost și eu impresionat, dar și șeful armatei, am fost impresionați de această tragedie și am analizat așa statistic, dacă eu sociologic mă uit în urmă, în ultimii 30 de ani am avut vreo 26 de accidente cu miguri, 21 Lancer. Și ne-am gândit, haide să vedem dacă nu este o chestiune structurală aici la baza asta, mai ales că acum puteam, având această prezență străină, puteam să ne facem și poliția aeriană și necesarul, să spunem, pentru securitatea noastră aeriană de zboruri, pentru că fiind pe flanc NATO, aici există un dispozitiv care apără flancul estic. Noi avem o contribuție la acest dispozitiv, dar sunt și navele din Mediterana care sunt pregătite pentru asta, să facă poliție sau să intervină în caz de urgență. Sunt și alte baze din Europa în care ar putea să ajungă pe flancul estic. Deci avem, există această posibilitate. Până la urmă am făcut o analiză, am discutat cu CSAT, am pus la CSAT mai multe cursuri de acțiune în care să le suspendăm pentru totdeauna, să mai lăsăm să zboare încă un an pentru a pregăti piloții, pentru ca și piloții să aibă continuitate, cei care sunt în acest moment. Evident că a fost și opțiunea piloților. Dar sigur că nu pentru asta în primul rând am spus noi asta, dar eu am primit, de exemplu, foarte multe memorii din partea piloților care au spus că sunt avioane sigure, că, de fapt, accidentele au fost și generate de faptul că este o tehnică veche, într-adevăr, și de condițiile meteo, dar că nu ar trebui oprite de la zbor. Până la urmă, CSAT-ul a stabilit că un an de zile mai putem să zburăm cu ele în funcție de nevoi, în funcție de tipul de acțiuni pe care vrem să le facem. Bun, apropo tot de înarmarea noastră, câte sisteme Patriot au fost contractate și plătite în acest moment din ce avem pe listă? Câte au fost furnizate, câte sunt operaționale? Asta este o informație care ține de sistemul clasificat de informație. Nu pot să vă dau această informație, dar pot să vă spun... Vă întrebam în ideea în care unele surse spun că nu au fost livrate nici măcar cele plătite deja și vreau să știm cum stăm. Nu, stăm ok cu această situație. E adevărat, COVID-ul a făcut ca să întârzie unele livrări și în ceea ce privește Patriot și HIMARS, sistemul HIMARS. Avem încă de le luat. În această toamnă vom închide probabil cu cele pe care le-am cumpărat. Sigur că e o mare înghesuială acum, dacă vrei să cumperi lucruri noi, pe piață nu se găsesc, decât trebuie ani pentru ca să te ești programat la 3 ani, la 4 ani, la foarte multe tipuri de armament, mai ales modern, de genul acesta, mai ales în această perioadă. Dar noi avem o foarte bună colaborare cu partea americană, sunt făcute după sistemul G2G, deci este mai simplu decât să mergi direct pe piață. Avem unele întârzieri, dar ne descurcăm pentru că am reușit să compensăm aceste lipsuri, să spunem, ale noastre, care sunt foarte repede, vor fi umplute, să compensăm cu prezența unor baterii aduse de statele partenere la noi, alături de trupele pe care le-au adus. Și atunci suntem oarecum la un optim, să spunem. Da, acest război, domnule ministru, a modificat și strategia noastră de achiziție de armament, dacă tot ne pregătim să alocăm mai mult din PIB apărării. Sunt câteva lucruri care va trebui să le modificăm în următoarea perioadă. Am modificat acest lucru, am început să gândim, ne-am întâlnit în ultima vreme de mai multe ori în Consiliul nostru de Planificare pentru a vedea care sunt lecțiile războiului, ce trebuie să schimbi în strategia ta și mai ales ca timing, pentru că noi avem o strategie bine făcută pe care am găsit-o eu la minister, este un proiect Armata 2040.
care are trei etape, 2026, 2032 și 2040, care pornește de la echipamentul individual pentru fiecare soldat și până la avioane de generația 5-a, F-35. Deci era gândită. Sigur că acum prioritățile erau gândite pentru o situație de posibil război. Acum războiul este mai degrabă un scenariu care este real și atunci cu siguranță că am mai modificat unele lucruri. De exemplu, am modificat unele lucruri care țin de achiziția mai rapidă a avioanelor, a escadrilor de avioane. Erau niște termene un pic mai laxe, am avut o bilaterală, m-am întâlnit cu ministrul apărării din Norvegia, am făcut demersuri și vom primi mult mai repede, ne grăbim cu această chestiune. Apoi, este vorba de UAV-uri, de exemplu, de drone, de zona aceasta care va trebui accelerată. Deci aici vom aduce bani în plus, vom accelera. Este vorba de asemenea de zona blindatelor, în care de asemenea vom încerca să construim mai repede, să avem contracte, de exemplu Piranha 5 se construiesc la București, vom vedea cum vom putea să facem mai repede această producție. Ne-am gândit să accelerăm și ministrul economiei este aproape, sper să facă în sfârșit fabrica de pulber de care aveam nevoie, pentru că în momentul ăsta este un adevăr. Nu mai poți să iei din Ucraina sau din Serbia, de unde luam noi. Facem drone, facem. Avem și, de exemplu, am semnat un memorandum pentru a face la Ploiești o rachetă care este integrată, se poate integra sistemului Patriot, Sky Sceptor, și care este mai ieftină. Pentru noi, pentru țările din Est, este mai ieftină, dar poate fi integrată perfect în sistem. Și evident că avem acum și câteva, foarte multe, de fapt, oferte pentru a construi drone în România. Avem și, eu aș vrea și sper să reușesc, ca există câteva întreprinderi în România de oameni tineri care au făcut prototipuri extraordinare, n-au forța de a produce mult, dar sper să-i putem ajuta, pentru că există efervescență în această zonă. Deci sunt rachetele HIMARS, de asemenea, încercăm să aducem, să cumpărăm mai multe. Deci, din perspectiva asta, ne schimbăm într-o oarecare măsură, pentru că înainte aveam o strategie, dar o strategie de genul acesta. Acum haideți să vedem ce facem pentru fiecare din forțe și să fiecare să fie optimizate. Dar acum știm ce este nevoie mai degrabă într-un război, știm mai bine decât înainte. Chestiunea livrărilor de ajutoare militare, să le zicem așa, către Ucraina a fost tranșată, domnule ministru. De fiecare dată când am întrebat, lideri politici ne spun încă ne gândim, încă n-am primit cereri, încă luăm în considerare. Se discută acest lucru. Nu am făcut acest lucru până acum, pentru că nu am avut o decizie. Sunt singura țară care nu spune nimic. N-am luat în calcul acest lucru. Ne-am centrat foarte mult pe ajutorul umanitar. După Ramstein, am avut o întâlnire la Ramstein, în baza de la Ramstein, unde au venit 40 și ceva de țări, nu numai membrii NATO, ci și membrii din afară, au venit și ucrainienii, și atunci s-a pus problema, au venit direct și au spus necesitățile. Adică, sigur că toată lumea, când e vorba de a face cadouri și de a ajuta din solidaritate, toată lumea ajută cu ce are, cu ce crede, dar ne-au venit ucrainienii și ne-au spus asta este nevoia. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, avem nevoie de aceste lucruri. Și acolo s-a discutat de un comitet de coordonare. Și deja există un comitet de coordonare pentru sprijinul Ucrainei. Nu mai este așa haotic că ne ajutăm noi unii pe alții. Și în funcție de acest lucru, sigur, țările au început să ia în considerare și cei care nu au dat ajutor militar în armament letal, au început să ia în considerare aceste lucruri. Și dacă va fi cazul, vom discuta și noi. Asta este o chestiune transparentă care trebuie să o luăm. Dacă o luăm, trebuie luată cu acordul Parlamentului. Deci este o chestiune care ține până la urmă de acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Ne întoarcem în câteva momente, discutăm despre ultimele evoluții de acolo, din Ucraina, și despre anunțul făcut de Statele Unite legat de livrarea de rachete și reacția Moscovei. Imediat. Anunțul americanilor: vor da sisteme de rachete cu bătaie lungă HIMARS ucrainenilor,
cu asigurarea că acestea nu vor lovi teritoriul Rusiei. Moscova nu crede, a anunțat deja pe un ton furios, că decizia crește riscul de confruntare directă cu NATO, care ar deveni astfel parte din război. Dincolo de asta, rușii au început să facă progrese semnificative în Donbas. Ce urmează? Suntem într-un punct de inflexiune? Vor fi eventualele livrări de arme occidentale decisive în a opri avansul rușilor? Sau e deja prea târziu pentru asta? Discutăm cu analiștii de politică externă, Miroslav Tașcu-Stavre și Răzvan Pantelimon. Domnilor, bună seara, mulțumesc foarte mult! Ne uităm la această decizie, domnule Tașcu-Stavre, a americanilor care spun ne obligăm să instruim partea ucraineană să luăm toate măsurile ca aceste rachete să nu ajungă în Rusia. Cum se va întâmpla asta? Da, până la urmă trebuie să uităm că Rusia este o agresorul și Ucraina se apără, adică nu e nimic în neregulă în povestea asta și ar trebui să luăm așa mai cu precauție toate declarațiile astea pelicoase ale regimului criminal de la Kremlin, că nici măcar nu mai vorbim de un regim iliberal, ci de o hoardă care invadează nu o țară pofida sau a tuturor normelor și a regulilor internaționale, adică vedem de sub imagini care n-ar trebui să le fi văzut în secolul 21 și chiar și într-un conflict, într-un război, există niște reguli, niște tratate internaționale. Dar aici e o hoardă de barbari care jefuiesc, care violează, care distrug obiective civile și poporul ucrainean nu face altceva decât să se apere. Și în acest context, orice ajutor este binevenit, n-ar trebui să mai credem nimic din ce spune propaganda incinoasă și belicoasă a Moscovei. Adică ei ne-au spus cu zâmbetul pe buze că nu o să intre nimeni în Ucraina. După aceea că ne amenință că o să distrugă întreaga lume, că sunt provocați, că poartă un conflict. Nu! Rusia se va opri acolo unde va fi oprită. Și cred că efortul comunității internaționale, a Statelor Unite în particular, nu cele 40 de miliarde de dolari pe care președintele Biden le-a pus la dispoziție sau le are la dispoziție pentru a ajuta, atenție, Ucraina să se apere, nu să amenințe pe nimeni. Să se apere și să fie în poziția cea mai bună la masa negocierilor, spune președintele Biden, care, apropo, a făcut acest anunț cu livrările și alte câteva într-un editorial în New York Times. Răzvan Pantelimon, ne spune ceva maniera asta? Are vreo semnificație? Mai zice Joe Biden, Statele Unite nu vor încerca să provoace înlăturarea lui Putin de la Moscova. Da, eu nu aș fi atât de entuziasmat apropo de aceste rachete, în sensul că sunt mai multe tipuri de sistemul HIMARS. Are un tip de rachete care pot lovi până la 80 de kilometri și înțeleg că acestea vor fi folosite, vor fi trimise. Ucrainenii și le doreau pe cele care ajungeau la 120-140 de metri, da. Până la 300 de kilometri, pardon. Da. Deci, cred că acest tip de rachete sunt, de fapt, un element simbolic care încurajează, să spunem, partea de negocieri. Și declarația domnului președinte Biden și cea a domnului Blinken, care vorbesc de aceste negocieri, mie îmi demonstrează că războiul merge destul de rău pentru Ucraina. De altfel, vedem acest lucru și inclusiv președintele Zelensky a recunoscut că situația este dificilă. Și atunci este un îndemn voalat la negocieri. Aș lega asta și de declarațiile lui Henry Kissinger de săptămâna trecută, care la fel vorbește până la urmă de necesitatea unor negocieri și cedări teritoriale din partea Ucrainei. Ne îndreptăm spre așa ceva oare? În da. Viitor? Cred că ar trebui să depășim nivelul de dorință și să vedem Rusia înfrântă și eventual retrasă pe vechile aliniamente. Este foarte clar că cel puțin pe moment, și toți experții spun acest lucru și inclusiv din zona politică, războiul va continua și dacă se va opri partea militară, este clar că Rusia nu se va retrage din teritoriile ocupate. Problema acum cred că este până unde va merge Rusia. Mai are foarte puțin să elibereze, practic, așa cum declară ei,
cele două regiuni, Donetsk și Lugansk, uh-huh, în ariile lor teritoriale, dar să nu uităm că a ocupat și zona Herson, a ocupat Mariupolul, amenință și către Mykolaiv și către Odessa. Deci cred că poveștile cu Rusia care o să fie înfrântă și Putin care o să fie dat jos rămân niște simple dorințe și cred că ar trebui să fim realiști. Bun, acum întrebarea e dacă rușii reușesc să captureze regiunile astea așa cum le-au transformat în mormane de moloz, e greu să mai fie scoși de acolo? Experiența ne arată că odată ce au pus piciorul acolo mai ies de acolo, domnule Tașcu Stavre? Adică regiunile alea cumva cu toată ofensiva, cu toată apărarea ucraineană mai pot fi eliberate de sub ruși, oare? Da, eu am o altă opinie față de domnul Pantelimon. În primul rând că nu îl iau în serios pe Kissinger, pe care l-am în, cumva în bibliografia obligatorie, dar Kissinger este vocea lui Putin. Adică despre ce vorbim? El a fost pe ștatele de plată a lui Putin și ne-a spus, domnule, a trebuit cumva așa Ucraina să gândească că poate totuși renunță. Întrebarea e dacă nu cumva are curajul să spună ce alți lideri, alte cancelarii europene nu au sau gândesc, dar sau negociază în secret. Foarte clar că lucrul ăsta acum deja îl știm și Olaf Scholz și în egală măsură președintele Macron, nu, atunci când încă Rusia nu intrase cu trupe, asta încercau să obțină de la Zelenski, acordurile Minsk 2, adică Ucraina să fie așa cumva o zonă federalizată pentru Donbass. Acum nu se mai poate, acum au murit oameni și nici dacă vrea Zelenski nu se mai poate. De ce? Pentru că nu hotărăște Zelenski. E vorba de integritatea teritorială a unei țări. Și dacă Rusia o să mai câștige în Herson și va câștiga probabil oarecare suport acolo, militar și așa mai departe, nu se oprească. O să vină mai departe și o să încerce să ocupe și Odessa și după Odessa o să începe să ocupe și Moldova și după aceea o să intre și în România. Adică Rusia este un stat criminal, agresor, un stat terorist, repet, care asta face. Sigur că nici eu nu mă aștept ca Rusia odată ce va consolida pozițiile în Donbass, în Herson vor să facă un referendum și să declare independența și după aceea sigur să lipească la Rusia să facă în Nova Rasia, dar așa cum spuneam anterior, nu trebuie lăsat. Putin se va opri acolo unde va fi obligat să se oprească. Și în momentul în care va începe o contraofensivă ucraineană cu niște rezultate minore și așa mai departe și vor da în spate, abia atunci eu cred că Rusia se va așeza cu adevărat la masă. Până atunci este doar o retorică belicoasă. Văd cumva și eu analiști care ne spun, hai, domnule, să nu mai fie Ucraina așa de... să renunțe. Adică, ca și cum v-aș spune acum, haideți, domnul moderator, poate renunțăm și noi la Banat sau la ceva din țara asta pentru că nu vrem să supărăm Rusia. Nu, Rusia trebuie înfrântă. Rusia trebuie înfrântă. Nu acum, de tot. Sigur că nu va pleca. Sigur că e important să avem un armisticiu și orice zi în care avem un armisticiu și nu mai mor oameni în Ucraina e important, dar Rusia nu trebuie lăsată și dacă, spunea și președintele Biden, nu acum, în urmă cu câteva săptămâni, Rusia va trebui să fie transformată într-un stat care nu va mai amenința niciodată pe nimeni. Despre asta vorbim. E bine că avem viziunile astea diferite, domnule Pantelimon, dar cu ce preț se va întâmpla asta? Adică avem variantele ori să se prelungească acest război foarte mult, ceea ce înseamnă pierderi de vieți omenești, ceea ce înseamnă efecte ale sancțiunilor valabile și pentru Rusia, dar și pentru Occidentul care le aplică, și aici vorbim de răbdarea Occidentului, sau nu există riscul ca Rusia să înceapă să recurgă la lucruri mai grave? Da, din păcate lucrurile sunt destul de grave și acum. Ar fi ideal să se întâmple ceea ce probabil ne dorim cu toții, în sensul de a reuși să facem în așa fel încât Rusia să nu mai constituie o amenințare. Însă eu nu văd, cel puțin la momentul acesta, soluția. Adică ceea ce vedem acum și tot ajutorul dat de către Statele Unite, Uniunea Europeană, dat Ucrainei, este pentru a rezista și pentru a întârzia ofensiva. În momentul în care totuși Ucraina mai avea o economie, mai avea destul de multe trupe, au de-abia reușit să oprească, să încetinească ofensiva, că nu peste tot este Azovstalul și batalionul Azov, să ne înțelegem. Nu toată Ucraina este Azovstal. Și atunci, dacă în momentele acelea nu s-a reușit,
Eu nu văd la momentul ăsta o posibilitate concretă de a face lucrul ăsta, decât de a declara un război, Statele Unite, Uniunea Europeană să declare mâine război Rusiei, NATO să atace Rusia, Putin e nebun, cum se spune peste tot, și vom ajunge la război nuclear. Deci cred că nimeni nu-și dorește acest lucru, din orice om rațional nu-l vrea. Deci de asta spun că este greu de văzut o variantă. Pe termen lung, poate peste vreo 20 de ani, așa, când dispare Putin și Rusia va fi într-o situație mai grea, să nu uităm că Statele Unite și o coaliție importantă s-au chinuit 20 de ani în Afganistan să se bată cu niște băieți care erau undeva mai pe evul mediu. Și s-au retras de acolo, bun, au pachetat frumos retragerea, dar a fost o înfrângere. Deci dacă n-ai reușit Afganistanul să-l cucerești, mi-e greu de crezut că mâine este Rusia înfrântă. Nu putem să gândim sau să analizăm aceste lucruri în paradigma normală. Asta este, ne place sau ne sau place. Sau paradigma de wishful thinking, cum se spune, de exact. Dorință pe care vrea să o vedem realitate. Da, Rusia întrebarea este, dacă tot vorbeam de negocieri, domnule Tașcu Stavre, ce se poate negocia în momentul ăsta? Avem palierul cerealelor. Și aici asigur că e un interes foarte mare al lumii întregi, nu doar a Occidentului, legată de cerealele astea. Avem povestea energiei. Stau și mă întreb, cât de repede se va ajunge la o formă de negociere? Și pe ce? Eu repet, mențin ideea că Rusia nu trebuie lăsată să mai amenințe pe nimeni, să mai facă niciun pas și tot efortul pe care Ucraina îl face trebuie susținut de către toată lumea cu toată forța, pentru că altfel, dacă mai lăsăm așa pe Putin, după Herson, v-am spus, o să vină Odessa și după Odessa o să vină Moldova și după Moldova o să vină România și gata. Acum, să știți că relația asta NATO-Rusia este una în care, dacă cumva cade sau vine un atac înspre NATO, vă spun că în 5 zile nu mai există nimic din Rusia aia. Raportul de forță, adică eu m-am lămurit cu mitul ăsta al invincibilei armate, era să spun sovietice. Dar, nu. Există faptul totuși un buton nuclear pe care nimeni nu vrea să-l vadă activat într-un fel sau altul, nici măcar așa de tatonare. Așa îl folosesc și teroriștii care își leagă o centură la piept și ne spun mă arunc în aer. Realitatea este că nu suntem. Suntem sub un scut important și în momentul în care se deschid primele lucruri, dar nu se întâmplă. Nu are Putin un buton. E un lanț de comandă de 4-5 lucruri și acolo, în momentul ăla, a spus Boris Johnson, în momentul ăla prima racheta a plecat spre voi, adică să ne liniștim cu povestea asta și să stăm așa în tensiune. Dacă vor da cu o bombă, vor da cu o bombă tactică în Ucraina și atunci va fi o întrebare dacă Occidentul intră. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Ne întoarcem în câteva momente la actualitatea. Reacția mediului de afaceri la propunerile de tot felul pe care le agită coaliția de guvernare, în special jumătatea PSD-istă a coaliției de guvernare, legat de taxare, de schimbarea impozitării și așa mai departe, lucruri care ne privesc pe toți. Rămâneți cu noi!